Eu sunt de acord cu treaba asta, pentru că sunt prea multe mașini pe bandă, așa merge mai repede. Eu am salutat ideea, sunt de acord. Cât ați redus timpul de călătorie dumneavoastră personal? Cel puțin 10-15 minute, aproximativ. Îmi place foarte mult că merge pe linia de tramvai. Scurtează, câteodată ai opțiunea, dacă vrei să iei tramvaiul pe distanță scurtă, e în aceeași stație cu autobuzul, ceea ce este un avantaj. Mi se pare o idee excepțională. Scurtează mersul STB-ului și poate să circule mult mai repede și nu se mai complică cu traficul de mașini. Mi se pare o idee genială. Foarte bine că nu mai stăm în trafic. Nu mai e blocaj, ne ducem ca și tramvaiul, e foarte ok. Cred că este o mișcare foarte bună, deoarece ne ia mai puțin timp să ajungem unde vrem. Da, cred că a fost gândită bine problema. Merge mai repede pe linia tramvaiului, ca pe țose. Așa, vă mulțumim mult că... Trebuie să aștepte după lanțul de mașini și asta durează, de-aia zicem că vine la 2 ore odată. Trebuie să stea după lanțul de mașini. Da, așa, după tramvai, știe că nu se circulă alte mașini și merge mai bine, adică mai urgent. Foarte bine! Și suntem mulțumiți că ați dat și pe linia de tramvai, că avem legătură și cu tramvai și cu mașini. Și suntem mulțumiți! Și aparatele merg foarte bine. Suntem mulțumiți! Mulțumim mult! Dom'le, e foarte bine că s-a mai descongestionat traseul la autobuze, pentru că e circulație multă cu mașini mici. În primele zile nu prea am avut o părere bună, adică, nu știu, mi s-a părut ceva aiurea. Dar acum... Circulați des? Da, în fiecare zi. Ați scurtat timpul de trafic? Da, cam un sfert din ce făceam, da. Mergeți mereu cu masca asortată la haine? Da, da. Confecționată de dumneavoastră? Da, serios. Deci... De exemplu, rochia asta a fost cu mânecă lungă și am tăiat din mâneci și am vietuș lungă ca să fac de vară și mi-am făcut 4 măști. Deci câte 2 măști din fiecare mânecă.